Întrebare. Zilele trecute la noi la Nisporene au fost, s-a făcut o adunare de părinți la o grădiniță, la unii din grădiniță, în care s-a pus în discuție o așa numită taxă care se numește asociația, care prin lege este ilegală, adică se colectează benevol. S-au făcut acolo un proces verbal prin care se obligă părinții să achite această taxă asociația. Mulți dintre părinți au un salariu mai mic de 1500 de lei, dar au câte 2 copii în acea grădiniță. De unde să ia acel părinte așa taxă adăugătoare pe lângă taxa oficială de stat? Problema mare e că acești părinți generalizează și de cele mai multe ori cer bani de la toți părinții, chiar dacă nu ești membru. Și atunci când îți cere o taxă, tu spune-i pur și simplu că eu nu sunt membru al organizației date, nu pot să cotizez, pentru că cotizația o plătesc doar membrii. Am încercat să filmez această adunare. Câțiva părinți care aveau, cred eu, interes personal ca să colectează această taxă, au început să mă huiduiască. Cu puțin curaj am reușit să iau niște imagini. A doua zi s-a autosesizat Ministerul Învățământului, Direcția de Învățământ din Nisporeni, și de atunci au efectuat, mi s-a spus de la administrație, vreo 10 controle la acea grădiniță, prin care s-a spus clar, mi-a venit și scrisoarea acasă, că această taxă totuși este ilegală și fiecare trebuie să o achite binevol.